Dulcea Crișor, exotic, răcoritor pentru vară. Toate beach barurile s-au pregătit temeinic pentru valul de căldură care a cuprins litoralul, iar barmanii lucrează la foc continuu zilele acestea. La Mamaia, mercurul a urcat dincolo de linia de 30 de grade, dar chiar și așa nimeni n-a fugit de soare. Ba din contră, plaja a fost plină. Prima plajă pe anul ăsta? Da. Cum a fost? Superb. Oare? Rece sau? Ok. Cum se răcorește românul pe caniculă? Frumos. La mare? Da. Și cu ce lângă? În afară de baia? Cu familia, bineînțeles, și prieteni. Și așa, nu știu, o bere, o cocktail. Cam cât trebuie să stai pe plajă ca să poți pleca cu un bronz uniform? Da, cel puțin 7 zile. La orele prânzului, nimeni n-ar trebui să fie pe afară dacă nu este obligat de împrejurări. Este momentul din zi când radiația ultravioletă e maximă și nicio cremă din lume nu ne ferește organismul de acțiunea lor. În ciuda sfaturilor medicale, la orele prânzului, plajele erau pline de părinți și copii. Ne distrăm, ne bronzăm, pentru bronz în special, pentru mare, pentru vremea frumoasă, că e primul weekend cu caniculă. E plăcut ce vă hidratați? Apă plată și bere. Și bere, și bere. Și bere, da. Bea și ia un cocktail ceva. Da, are aici cocktailul ei. Ia să vedem ce cocktail are. Apă. Nici celebrul ulei de măsline nu ajută prea mult când e vorba să ne protejăm de razele soarelui. Loțiunile și cremele cu factor de protecție solară trebuie alese în funcție de tipul de piele pe care îl avem fiecare dintre noi. Astfel, persoanele cu pielea foarte deschisă la culoare este indicat să folosească măcar în primele 4-5 zile creme cu factor de protecție 50, iar ulterior pot opta pentru un factor de 20 sau 30.